bă, eu acum te-am cumpărat poliție și am ieșit cu ploapă afară. Uite, m-a amenințat de fata cu... Iauzi! Ce zarmanea cu drăghia și cu ăsta! Știi și dumneata, uite că-și pot dumneata, te iau ca martor! Te iau ca martor! Păi ce? Ai auzit cum m-a amenințat, a? E, a zis și eu! A, a zis? Dai la falcă, dar tu ești frățat de frumos. Fata politică Laiciu Lăbădaș, am depus o plângere penală pentru infracțiunea de amenințare săvârșită de Milocean Anton, persoana vătămată în dosarul 74-75 și făptuitul în celălalt dosar în care eu sunt persoana vătămată. Amenințare survenită în fața politicilor Drăghia Răzvan, Cezar Claudiu Manea și Nazare Andrei. Și el se plimbă cu plângerea în mână că nu știe ce să facă cu ea.
Ia uite ce plângere penală. Ia de repede, copoșe. Ia uite ce plângere penală. Bă, de te vreau să-ți dau un camă și eu mor. Ia uite ce plângere penală fac. Ia în gură. Bine să lăs pentru Tarachiu. De la Tarachiu pentru Gurzu, 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 Gurzu. De mic am fost puita-ndrag, am fost puita-ndrag. Am știut panicul să-mi fac, panicul să-i fac. Doar acum cine mă-ntrece, nimeni nu mă-ntrece. Sigur eu câștig de 10, eu câștig de 10. Eu nu doresc în fața dumneavoastră, că dumneavoastră ai comis mai multe infracțiuni de abuz la serviciu. Este proprietatea districat. Dar ce este chiar rusul? La ce sunteți proprietari? Sunt aici la Antonie și beau o cafea. Nu te ești cafea, da? Așa și mă uit pe YouTube. Cine trece pe lângă mine? Tipul ăla de care își bătea joc Nazare Andrei când m-am dus. Și Andru, martorul, mincinos din dosarul 7-14, perfectă 2021, a venit după mine în parc la Antonie. Eu am stat cu 20.000, cred că 30, și apoi a venit și Sandru. Primit de al desărarul Cornel, cum de lecu te apropie Sandru de mine, când eu sunt persoana împătămată în dosarul în care ăla a mințit. Informator, a trecut pe lângă mine, pe la alfabeta pe acolo, se spune că, apropo de faptul că eu ziceam că e informator și că s-a dechisat și a lăsat barbă în casă, nu ne cunoască lumea, că l-am pus eu pe YouTube. Și acum zicea că, prietene, știi femeia aia care a murit? Era mama și a murit și nu m-am deghizat, poartă doliu, adică așa zicea el. Acum, dacă poartă doliu, să fie pe capul lui.